A început campania de imunizare anti-COVID-19 în țara noastră. Primii care și-au făcut vaccinul au fost doi medici de la Spitalul Clinic Republican, Alexandru Botizato și Iana Cotorcea. Specialiștii spun că, odată cu începerea imunizării, a apărut și speranța că situația epidemiologică se va îmbunătăți. De la începutul pandemiei, anestezistul Alexandru Botizato a luptat în prima linie cu noul coronavirus. Medicul spune că nu i-a fost deloc ușor, mai ales că s-a îmbolnăvit și el de COVID-19. Țin acest certificat de vaccinare exact cum am absolvit Universitatea de Medicină, cu aceleași emoții, cu aceeași mândrie și cu aceleași gânduri bune că în sfârșit este speranță în acest tunel întunecos. Lumina cu siguranță se va aprinde pentru toți colegii. Aceeași speranță a fost împărtășită și de colega sa, Iana Cotorcea. Nu mă tem, sunt sigură în calitatea vaccinului care a venit la noi, Republica Moldova. Chiar am rugat dacă este posibilitatea să fiu primă, că asta e unica metodă pentru noi, pentru siguranța noastră. Și la Institutul de Medicină Urgentă a început procesul de imunizare a medicilor din prima linie. Primul a fost vaccinat șeful departamentului clinic anestezie și terapie intensivă, Adrian Belei. Unica posibilitate de a stopa epidemia, de a evita decesele și de a evita cazurile severe, este vaccinarea. Toți cei care fac vaccinul anti-COVID, chiar dacă se îmbolnăvesc, au o formă cu mult mai ușoară decât ceilalți. Medicul epidemiolog Alexei Ceban de la ANSP e convins că numărul de cazuri de infectare în rândul medicilor va scădea odată cu creșterea numărului celor vaccinați. La ora 16:30 am avut vaccinați 751 de personal medical și aceștia reprezintă persoanele din secțiile ATI și reanimare, secțiile COVID-19 și cei din care au un grad sporit de infectare COVID-19. Președintele Maia Sandu speră că, odată cu începerea imunizării, numărul cazurilor de îmbolnăvire se va reduce. Din ce ne spun medicii, au intrat în țară tulpini noi, care sunt periculoase. Sunt tulpini noi care afectează oameni și din categoria de vârstă mai tânără, deci trebuie să fie vigilenți toți. Și din păcate avem foarte multe cazuri grave, deci asta este un semnal foarte clar că trebuie să ne păzim. Între timp, noi facem tot ce ne stă în puteri ca să aducem cât mai mult vaccin și ca să ieșim din această năpastă cât mai repede. Sâmbătă, în țara noastră au ajuns 21.600 de doze de vaccin AstraZeneca. Acestea fac parte din ajutorul umanitar de 200.000 de doze oferit țării noastre de România.